Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de joi, în săptămâna a șasea, după Paști, la înălțarea Domnului nostru, Iisus Hristos. Apostolul, din faptele Sfinților Apostoli citire. În cartea cea dintâi am scris, o Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța, până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu, după pătimirea sa, prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și fiind cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care, a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a fost botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a zis, nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci voi veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie martor în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor. Și privind ei, pe când el mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe, care au și zis, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Sfânta Evanghelie de joi, în săptămâna a șasea după Paști, la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea, după ce s-a sculat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și a grăit către ei, pace vouă, iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, gândeau în sine că văd un duh, dar el le-a zis, ce sunteți tulburați? Și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Priviți mâinile și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că un duh nu are carne și oase. Cum mă vedeți pe mine având? Și zicând acestea,
le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci încă, necrezând ei de bucurie și de mirare, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? Iar ei i-au pus înainte o bucată de pește fript și un fagure de miere și luând, a mâncat în fața lor. Apoi a zis către ei: acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și iarăși le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi, iar în numele Lui să se propovăduiască pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Apoi i-a dus afară în Betania și, ridicându-și mâinile sale, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de dânsii și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în biserică, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce te-ai înălțat la ceruri, înalță și inimile și sufletele noastre către Tine, ca în fiecare zi să vestim cuvântul Evangheliei Tale, până când vei veni pe norii cerului. Amin. Astăzi, înălțarea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, ziua eroilor. Sfânta Alexandra Schimonahia, stareța și întemeietoarea mănăstirii Divevo, Sfântul Ierarh Trifilie, episcopul Lefkosiei din Cipru, Sfânta Muceniță Achilina, Sfântul Anton de Padova, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.